găsit la Agenda Locală. Astăzi ne aflăm la Rovinare, unde sunt zilele orașului. Avem alături de noi pe domnul Laurențiu Chivu, viceprimarul orașului Rovinare. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit la zilele orașului Rovinare, de pe 15 până pe 21. Toți rovinărenii și nu numai din zonele limitrofe sunt așteptați să vină la zilele orașului, mai ales că sâmbătă și duminică avem spectacole de muzică populară, de muzică etno și manele, bineînțeles că asta se cere. Care sunt surprizele serii? Păi, în primul rând, vom începe cu copiii din orașul Rovinare, care sunt alături de noi și le mulțumesc pe această cale din suflet, le mulțumesc și părinților. Am să le spun că domnul primar și Consiliul Local le-au oferit tuturor care au urcat pe scenă, tuturor care au performanțe și în sport, și mai ales la școală, olimpiade, geografie, istorie, matematică, română, orice altceva, îi felicit din suflet pe toți care sunt campioni și care au diplome. Și astăzi seară, pe scenă, domnul primar va premia 144 de copii care au merite deosebite, care încearcă să promoveze foarte mult pe cei mai buni, pe campioni, pe olimpici, la școală, v-am spus, la box, pe scenă. Ei acum, practic, au un debut pe scenă să urce și să arate efectiv că știu să cânte, că au un tatină, că au porturi, că ne reprezintă în țară și peste hotare. Ce altceva mai premiați? Pe lângă aceasta, am înțeles că ați organizat un concurs pentru cea mai frumoasă grădină. Despre asta ce ne spuneți? Da, și aceasta este iarăși un punct foarte pe care, sincer să vă spun, sunt foarte bucuros. Am ținut foarte mult și eu și domnul primar și Consiliul Local să încercăm să încurajăm și le mulțumesc foarte mult celor 24 de concurenți, cele 24 de grădini care sunt astăzi premiați. Locul 1 este de 25 de milioane, locul 2 15 milioane și locul 30 milioane. Iar celelalte 21 de grădini, pentru că au avut plăcerea pe căldură și nu numai, să îngrijească o grădină, să o sape, să o ude, să fie frumos până la urmă. Suntem un oraș poluat, ții foarte mult la treaba asta. Vor fi premiați cu 2.500.000. Deci toți cei 21 de concurenți până la urmă. În timp de o săptămână de zile ne-am bucurat foarte mult că am dat și o gură de oxigen comercianților din orașul Rovinari să vândă diferite produse din tradiționale până la urmă, din țară, din toate colțurile țării. Au venit cu chiurtori, cu gogoși, cu după cum observați, și foarte multe corpuri de joacă pentru copii. Domnul primar și Consiliul Local a păstrat prețul de 2 lei pe metru pătrat și au venit foarte mulți comercianți și am întrebat, oameni buni, în țară ați mai întâlnit prețuri așa de ieftine, de 2 lei pe metru pătrat? Și ne-au spus două lucruri foarte importante care trebuie să dea de gândit. Suntem printre puținii care avem 2 lei pe metru pătrat, dar suntem și printre puținii care facem cea mai proastă vânzare din țară. Este un lucru foarte grav, pentru că orașul Rovinare, fiind și un oraș minier, industrial, cu termocentrală și cu cariere, și cu toate acestea, vânzările au mers foarte, foarte, foarte prost. Deci 2000 de oameni care au plecat, se simt foarte mult în buzunarul oamenilor acești bănuți, pentru că aceste plăți compensatorii se duc foarte repede și siguranța zilei de mâine este foarte, foarte importantă. Am dat drumul la ștrandul din orașul Rovinare. Avem prețurile de 5 lei de luni până joi și 10 lei de vineri, sâmbătă și duminică în weekend. Și sunt deja foarte puțini oameni. Au început să ia vacanță. Pe această cale le urez mult succes celor care sunt în clasa 8-a și dau capacitatea. Le urez foarte mult succes celor care sunt în clasa 12-a și dau bacul. Sunt convins că și la bac, și la liceu, și la facultate, generația asta va termina cu o diplomă de șomeri. Un lucru foarte important și am aflat de-a ori la sindicate, să încercăm pe cât posibil să păstrăm locurile de muncă, pentru că toate aceste lucruri se observă zi de zi. Mă uit pe fața oamenilor că nu mai pot să mai zâmbească. Atunci când își ridică bănuții, primul lucru, datoriile, băncile și după aceea dacă mai rămâne bani de distracții. Domnul primar a venit și Consiliul Local în sprijinul oamenilor de pe 1 iunie până pe 30 septembrie. Toți cei care au datorii către primărie și din diferite motive n-au putut să plătească impozitele la apartament, la mașină, dacă își vor achita datoriile la zi, aceste penalități vor fi șterse. Deci tot ca să venim în sprijinul oamenilor, odată să încasăm bani la buget, pentru că
atunci când creăm un buget pe anul 2015, este un nereal, pentru că noi ne gândim că acești bani vin la buget. Iată, unii dintre ei nu pot să plătească pentru că nu au posibilități. De aceea noi acum le oferim șansa să strângă acești bănuți, să achite datoriile și noi să ștergem penalitățile. Este un lucru foarte important. Nu în ultimul rând am venit în sprijinul oamenilor care au parcări, au mașina și vor să parcheze. De la 10 lei s-a ieftinit la 5 lei. Poate că omul nu are posibilitatea să parcheze în parcare, cred că e scump pentru el 10 lei. Să nu parcheze pe spațiul verde, să nu parcheze pe trotuar, să nu încurce circulația. Le-am oferit această șansă să parcheze în parcare cu 5 lei. Avem parcări și moderne, cu acoperite, cu barieră. Acolo este 21,5 lei. Am încercat pe cât posibil și acolo să reducem. Numai că fiind o investiție foarte mare, nu putem, că este pe 30 de ani termenul și automat este minimul pe care s-a putut oferi, 21,5 lei. Ca să nu vă mai spun de o intenție foarte mare a domnului primar și a Consiliului Local, o temă pentru apă, canal, salubritate, de luna viitoare, ANRSC-ul să ne aprobe să putem ieftini și prețul la apă și la gunoi. Tot în ideea de a găsi soluții pentru oameni, se scoate din această povară. Este foarte important, iarăși, lucrul că ne gândim pentru oameni să găsim soluții de a nu mări taxele și impozitele. Îmi cer scuze că vă întrerup. Văd că încercați să îi ajutați cât posibil în această perioadă de criză pe care dumnealor o parcurg. Dar spuneți-mi, vă rog, dacă încercați să găsiți soluții și pentru crearea locurilor de muncă. Acest lucru este iarăși foarte important, pentru că toți investitorii care au venit în orașul Rovinari și avem, slavă Domnului, acum cu camere supraveghere, cu o firmă din Italia, cu electronice și electrotehnice, toți care vin și ne întreabă, le oferim spațiu cu titlu gratuit, le oferim utilități, ce înseamnă apă, canalizare și, bineînțeles, ce ține de primăria Rovinari. Dar toți ne întreabă care este cel mai apropiat aeroport și spunem că la 100 de kilometri. Care este cea mai apropiată autostradă? Nu există decât la Pitești-București sau București-Constanța sau Arad-Turda-Timișoara. Deci oamenii ne întreabă posibilități de a comunica într-un timp cât mai scurt. Sunt lucruri care nu țin de noi. Lucruri care țin de noi, putem să intervenim, să ajutăm pe oameni atât cât putem noi. Să încercăm să încurajăm și să-i sprijinim de Crăciun și de Paști pentru cei care sunt nevoiași, pentru copiii care învață și pentru performanță în mod general, să premiem, să încurajăm la școală, la fel același lucru facem. Ce ține de spațiu verde, ce ține de curățirea din orașul Rovinari, de tot ce înseamnă reducerea poluării. Acum, promisiunea pe care o avem de la complex că se va muta depozitul de cărbune. Sperăm că într-un termen cât mai scurt, așa cum a promis și la Garda de Mediu, să se poată implementa. Apropo de investitori, două firme care au venit și au recrutat oameni din orașul Rovinar pentru Sfântul Nicolae Mare și pentru Arad, cablaje pentru mașini. Au luat 78 de persoane din orașul Rovinar și le-am spus, oameni buni, faceți această fabrică în Rovinar, nu mai mergeți la Timișoara sau la Arad sau la Sfântul Nicolae Mare. Și ne-am spus, în Arad sunt 400.000 de locuitori și nu găsim oameni să-i angajăm. De aceea venim și în Rovinar și în orașele care sunt defavorizate până la urmă. Cum să crezi o fabrică de milioane de euro și să nu poți să angajezi oameni? Oamenii ne cer forță de muncă și oameni care să vină să deplaseze utilaje, forță de muncă. Unde nu ai autostradă și unde nu ai aeroport, nu ai nici foarte multe șanse. De aceea, în general, orașele mari care sunt la granița țării au un avantaj în plus. Acesta este motivul, până la urmă. Și sunt mult mai bine industrializate. Au și foarte mult, foarte mulți bani, fiind municipii și fiind și orașe mai mari și orașe cu foarte mulți locuitori, nu ca la noi 10.000 de locuitori, de care 3 milioane aproximativ sunt plecați în afară, în Germania, în Italia. Și acești oameni practic țin pe cei care sunt în Rovinari ca să poată să mai plătească utilitățile, să poată să plătească dările către primărie, să poată să țină copiii la școală. Este foarte greu, de aceea încercăm și le promitem că să oferim siguranța, pentru că în Consiliul Local am aprobat pentru cei care sunt răuvoitori și mănâncă semințe și nu păstrează orașul curat, amendă de 100 de lei. Am încercat și am aprobat în Consiliul Local, tot în Poliția Locală,
să acordăm 5 milioane, adică 500 de lei pentru cei care distrug băncile și coșurile de gunoi. Deci încercăm să păstrăm ceea ce avem. Am făcut apel la toți copiii de la școli care învață în orașul Rovinari. S-au făcut foarte multe investiții ca să poată să predea celorlalți generații, să dea așa cum au primit și băncile și școala în general și manualele. Noi am încercat pe cât posibil în fiecare an, domnul primar și Consiliul Local, să le oferim rechizite școlare, pentru că unii nu au posibilități și vrem să avem, să aibă copiii șansa să învețe în mod egal. Nu ne mai dau voie curtea de conturi acum ca să mai putem oferi aceste rechizite școlare. Este foarte greu pentru copiii din orașul Rovinari, pentru că au o parte din părinți plecați în afară. Iar ei care sunt acum aici, încercăm să-i sensibilizăm, pentru că punctul nostru foarte sunt copiii, să nu mai arunce hârtiile pe jos, să păstreze curățenia în oraș. Domnii profesori depun eforturi la fel destul de multe ca să învețe și să educe, să aibă un viitor, pentru că ei vor fi generația care va conduce orașul Rovinari, primăria orașului Rovinari. Din câte spuneați dumneavoastră, și mâine veți continua aceste zile ale orașului. Pentru mâine, pentru cu ce mâine, veți aștepta? Da, pentru mâine la ora 20 avem copii din orașul Rovinari, Școala Populară de Artă Secția Rovinari, Clubul Elevilor, dansuri moderne, de la grădinițe, de la școli, toți copiii talentați care vor să promoveze și vor să urce pe scenă, să se obișnuiască cu scena și cu publicul, pot să vină în nu neapărat zilul orașului, orice festivitate pe care o avem, de 1 decembrie, de Ziua Națională a României, sau orice alt eveniment, sunt alături de noi, le mulțumesc, mulțumesc și profesorilor care învață și mai ales părinților care fac eforturi deosebite pentru ei. Cine va cânta în seara asta? Da, în seara asta, în prima, deci sâmbătă seara, va cânta Alina Eremia, Triton și vom încheia cu Denisa, iar duminică, începând cu orele 21, avem pe Constantin Enceanu, Petrica Mâțu Stoian și Nicolina Stoican. Bineînțeles, la orele 24 vom încheia zilele orașului Rovinari, cea de-a 15-a ediție, 34 de ani de la înființarea orașului Rovinari, cu un frumos foc de artificii și sperăm că a fost pe placul tuturor, adică și muzică populară, și muzică etno, și manele, iar pentru la anul sau pentru festivalul berii să venim cu muzică ușoară și cu alte genuri de muzică. Iar pentru copii am adus toate corpurile de joacă, de la cel mai mic și până la cel mai mare, de la chiurtoci de la Târgu Secuiesc, de la haine de piele, de la Bunedoara și așa mai departe. V-ați implicat foarte mult în organizarea acestor zile. Am ținut foarte mult și mă bucur foarte mult că nu au fost incidente, nu au fost probleme. Am încercat pe cât posibil, nu numai pe timpul zilei orașului, ci și pe timpul primăverii, verii și toamnei, să montăm limitatoare de viteză pentru cei care merg cu viteză în zona liceului, în zona spitalului și în general în zona unde oamenii prind viteză la treceri de pietoni în mod special, ca să putem să reducem pe cât posibil unele incidente. De aceea am creat și ștrandul din orașul Rovinari din anul 2007, ca oamenii să nu mai meargă la Jiu, unde apa are curenți foarte puternici și se pot înneca, unde apa este foarte murdară. Îi așteptăm la ștrandul din orașul Rovinari pentru că vreau să-i asigur din tot sufletul că apa este cea mai sigură, cea mai curată. Toate filtrele funcționează la capacitate, filtre de reciclare, de filtrare, toate soluțiile care se bagă în ștrand pentru a omorâ orice bacterie și nu sunt niciun fel de probleme. Voi veni și la ștrand și cu familia și copiii să asigur că nu sunt probleme. Îi așteptăm la terasă unde pot să se servească o răcoritoare. Avem 350 de șezlonguri noi anul acesta achiziționate. Nu în ultimul rând, corpul de joacă acolo unde este cazul pentru cei mici, bineînțeles, în nisip, iar pentru cei mari cu volei sau cu tenis sau cu altceva. Și nu în ultimul rând, de săptămâna viitoare, pentru că acum nu ne-a ajutat vremea, o să organizăm împreună cu APA, Canal Salubritate, pentru că ei gestionează ștrandul din orașul Rovinari, să organizăm cât mai multe concursuri, să oferim cât mai multe premii și, bineînțeles, abonamente gratuite la ștrand. Vă mulțumim și noi pentru faptul că ați acceptat să discutați cu noi în această zi de sărbătoare, când probabil și dumneavoastră voia să sărbătoriți alături de rovinăreni. Și vă dorim distracție plăcută și în seara asta și în seara de mâine și cât mai mulți participanți la această festivitate. Și eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat și le urez tuturor distracție plăcută și măcar pentru o săptămână de zile să uităm de griji de probleme și iar de luni încolo să luăm de la capăt cu toate problemele noastre, cu o licitație de garaj în zona blocurilor T1, cu promisiunea și așa cum am promis, am început să strângem câini din orașul Rovinari, să-i sterilizăm și să-i cipăm. În cel mai scurt timp
depășit și momentul cu câini și cu siguranța oamenilor și a copiilor, cu siguranța a iubitorilor de animale, pentru că și ei sunt foarte importanți pentru a nu ne mai reclama și pentru a avea o siguranță și o curățenie în orașul Rovinari. Le promitem că facem tot ce ne stă în putință pentru a avea condiții cât se poate de bune. Vă mulțumim mult! Și vă mulțumesc! Specificul zonei de aici, de la Rovinari, axată pe minerit, pe energie,
Orașul este expus poluării. Ca atare, autoritățile depun eforturi pentru reducerea poluării prin diferite mijloace. Pe lângă cele clasice, cu utilaje și așa mai departe, pe lângă aceste metode de reducere a poluării se numără și un concurs inedit pe care, la inițiativa domnului primar Dorin Filip, cetățenii din Rovinari l-au pus în practică. Au răspuns pozitiv acestei inițiative și de aici a rezultat cea mai frumoasă grădină sau un oraș verde, cum vreți să-i spuneți, pentru reducerea poluării. Asta pentru că dumneavoastră, cei care trăiți aici la Rovinari, munciți dumneavoastră împreună cu familiile dumneavoastră să respirați un aer mai curat. Dați-mi voi acum să vă spun că toți cei care au participat la acest concurs primesc diplome și bani din partea primăriei și a Consiliului Local Rovinari. Iar acum dați-mi voie să invit în scenă, alături de mine, pe cel care este inițiatorul acestui concurs. În aplauzele de voastră, domnul primar Juris Dorin Filip! Bună seara! Bună seara, Rovinari! Bine ați venit la cea de-a 15-a ediție a Zilelor Orașului. Sper ca aceste zile să continue festivalul ăsta, e un festival frumos, unde ne vedem copiii noștri, observați că avem copii extraordinari, sunt ai dumneavoastră, dar sunt și ai mei, pentru că așa-i consideră copiii mei, pentru că de aceea i-am premiat în seara asta și luni dimineața îi aștept pe toți, peste 150 de copii care vor primi premii din partea primăriei și a Consiliului Local. Voi da în seara asta citire la premiile care a fost pe, la primele premii 1, 2, 3, în continuare voi lăsa pe domnul să vă prezinte și mențiunile, pentru că ce pot să vă spun, comisia a fost din partea dumneavoastră, comisia a avut o sarcină foarte grea, pentru că toate grădinile erau frumoase, toată lumea a făcut grădini frumoase, de aceea să nu mă înjurați pe mine urma premiilor, pentru că dumneavoastră ați dat premiile, dumneavoastră, comisia a fost făcută din 10 cetățeni și dumneavoastră ați acordat aceste premii, care nu vă ascund, sunt destul de consistente. Premiul întâi este de 25 de milioane. Invit pe scenă pe cei trei. Să încep. Să spunem întâi mențiunile? Vă rog. Așa, am adus și o micuță domnișoară să mă ajute cu diplomele să țină de ele. Mențiune și 250 RON pentru cea mai frumoasă grădină cu flori aferentă blocurilor de locuințe, doamnei Pondoc Geta. Tu o să ții de ele aici lângă mine, da? Așa, să ai grijă de ele foarte bine. Vreau să fac o precizare, că datorită de faptul noi că la vârf n-au achesat la programul nostru, premiile de la vârf s-au împărțit în Rovinari la celelalte persoane. Poate la următorul an vor achesa și ei și vor face o grădină frumoasă. Bun, mergem mai departe. Naica Petrescu Laura, Nicola Nicoleta, Popescu Constantin. Să știți că toți au primit mențiune și 250 RON. 2 milioane jumate vechi, vă rog. Nu știu că ai vechi. Cu aia vechi, da. Areta Pivere, Bardan Nicolae, Dumitrașcu Aurel, Melinte Lăcrămioara, Valentina Calotă, mai avem câteva, Mihai Marinela, Madalan Petrișor, Leonida Ferraru, Maria Limbosu, Spiridon Stanciu. E bine să știți pe cei care au accesat acest program, au răspuns pozitiv aceste inițiative. Gabriela Tucă, Violeta Stroescu, Marina Gherghina și Irinel Ciopănoiu. Le mulțumim tuturor pentru că au răspuns pozitiv aceste inițiative. Și acum, domnule primar, vă rog frumos cei care au ocupat primele trei locuri. Se acordă premiul 3.
10 milioane RON pentru cea mai frumoasă grădină, Bătoi Constanța. Aș vrea să vină și pe scenă, pentru că nu frumos v-a spus dumneavoastră, ați acordat aceste premii. Eu rugă nu-i cunosc pe acești oameni. Bătoi Constanța. Vă rog, doamnă. În aplauzele dumneavoastră. Seara. Am depus în seara. Acolo, la grădină. Am că veți lua acest premiu. Da? Pentru că meri. Vedeți? Premiul 2 se acordă 15 milioane pentru cea mai frumoasă grădină cu flori, Ciobanu Viorel. Domnul Ciobanu Viorel, vă așteptăm aici. Dumneavoastră puteți să și veniți să vedeți grădina oamenilor. Domnul Ciobanu. Și premiul 1 se acordă 25 de milioane pentru cea mai frumoasă grădină cu flori, aferentă blocul de locuința doamnei pe logia Gigi. Aplauzele dumneavoastră, cea mai frumoasă grădină pentru un oraș verde. Și nu uitați ceea ce a spus domnul primar pentru anul viitor. Poate vor fi... Așteptăm! Bineînțeles că în seara asta mai urmează niște premier pentru că avem copii minunați. De aceea ați aplaudat! Orașul Rovina se mândrește și în Europa cu copii extraordinari. Avem boxeri care au luat aurul. Pentru noi e o mare câștig Rovinarul să vadă în lume că a câștigat aurul. Acești copii invit pe scenă. În seara asta la aplauze dumneavoastră! E bine, dragii mei, vă spuneam că în ultimii ani, cred că 15-20 la număr, nici nu mai știu de când, domnul primar, pe lângă problemele de care se ocupă în urbea dumneavoastră, a pus accentul și pe partea sportivă. Iar rezultatele nu au încetat să apară. Iar clubul pe care dânsul, iată, îl păsărește, a adus medalii de aur, de argint, de bronz. Băieții noștri, băieții dumneavoastră, copiii dumneavoastră sunt prezenți aici pe scenă. Și în primul rând copiii mei! Și merită din plin aplauzele dumneavoastră! La campionatele naționale, la Cupa României, la Hunedoara, la Brăila, la Tineret, la Cadeți, acești băieți au venit cu medalii aici la Rovinar și practic au pus acest oraș pe harta boxului în România. Dar să vedem despre cine este vorba. Și o să începem așa, să spun, mai am niște diplome aici. Iată, pentru deaconul Ioan, medalie de bronz și un premiu de 15 milioane de lei. Tăran Florian, medalie de bronz și un premiu de 15 milioane de lei. De asemenea, bronz pentru Ștefan Versoiu și 15 milioane de lei, da? Medalie de lei. Doamnelor și domnilor, și aurul, medalia de aur pentru Nicolae Mișcodan și un premiu de 25 de milioane. Banii luați de jos de la consiliera mea, dar semnați statul, da? Iată că l-avem alături de noi și pe primarul orașului Rovinar. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, bine ați venit în orașul nostru în straiere sărbătoare. Da, ideea este că am văzut cât ați investit în acest eveniment, am văzut că ați avut și inițiative bune și vrem să vă felicităm pentru aceste eveniment, aceste inițiative și aceste premii acordate tuturor celor care au participat cumva în mod activ și pentru a-și organiza cea mai frumoasă grădină și pentru copiii olimpici pe care dumneavoastră i-ați premiat. Trebuie să recunoașteți că sunteți prima localitate care a avut această inițiativă de a-și premia toți copiii olimpici. Da, într-adevăr, i-am premiat pentru că sunt copiii noștri, ei ne duc numele orașului nostru peste hotare și ca să ai niște olimpici care să câștige aurul, e un lucru îmbucurător și un lucru care nu poți să treci peste el.
și împreună cu Consiliul Local, care este de partea mea și le mulțumesc cu ocazia asta, a fost totdeauna alături de mine să-i premiem pe acești copii, pentru că în felul ăsta vom avea în continuu și vor crește concurența. Deci între copii toți vor să câștige și ei un premiu. Și când au văzut că pe scenă deschisă au primit bani, și într-adevăr că au fost sumele destul de consistente. Și în acel program pentru cea mai frumoasă grădină am considerat ca premiu întâi să fie de 25 de milioane. O sumă destul de mare, zic eu, când în România la ora actuală salariul minim pe economie e 9 milioane. Și este un lucru destul de îmbucurător, pentru că noi suntem un oraș poluant, suntem între benzile cărbune, între poluare, praf, și dacă toți vom face la fel și vor fi stimulați ca toți să pui mâna, să pui o floare în plus, orașul nostru, dintr-un oraș minier, cum zicea de pe timpul Ceaușescu, va ajunge un oraș al florilor. Și cred eu că oamenii deja au prins s-au bucurat de acest concurs care am inițiat eu, mai ales că pentru la anul am promis că împreună Consiliul Local voi aloca foarte mulți bani pentru acest concurs. Spuneți-mi, vă rog, care este aportul primăriei? Oamenii au venit singuri cu florile sau tot primăria a contribuit și le-a acordat aceste flori? Prima inițiativă i-am ajutat și cu o mică brumă, pentru că oamenii sunt săraci. Știți că avem un grad foarte ridicat de șomaj și foarte bine ați văzut și noastră s-a popularizat cu peste 2000 de mineri care și-a pierdut locuri de muncă și suntem o situație mai greoaie. De aceea am ajutat și în acest punct de vedere. În primul an acum florile le-am acordat noi. Dar numai să-i vedem că ei au inițiativă și că vor veni să planteze acele flori, să le udă și să le placă să facă o grădină frumoasă. Și chiar m-am bucurat când am văzut peste 25 de persoane care pe fiecare seară udau florile și cereau la primărie cât mai multe flori să facă cea mai frumoasă grădină. M-am bucurat și sincer voi susține continuarea această inițiativă. Cei 25 de participanți au fost din blocuri diferite sau? Bineînțeles, au fost din blocuri diferite și am ajuns să premiem pe toți, pentru că cei din Vâlți n-au achesat la programul nostru și premiile din Vâlți le-am alocat ca mențiuni celorlalți, pentru că grădinile erau frumoase toate. Cei care au premiat acestea au fost tot ei, rovinărenii. În premiere au participat 10 persoane care le-am ales aleatoriu din rovinari și ei au stabilit că sunt cele mai frumoase grădini. Deci nu noi, primăria, am stabilit cine să ia premiul 1, premiul 2 sau bențiurile. Deci ei au ales singuri cetățenii. Am avut un fel de concurență între ei și cred că vor fi, pentru la anul, va fi ceva și mai frumos. Am înțeles că ați dat drumul la strand deja. Da, este un strand frumos. A fost primul strand construit cu fonduri ale primăriei și de ce nu pot să spun că este și cel mai frumos strand. Copiii au achesat, am avut azi de la deschidere, pentru că nu a lăsat vremea să deschide mai demult. Am avut concursuri, am dat premii și la strand și sper să ne ajute Dumnezeu să avem bani ca în anul următor să îl acoperim și să facem concursuri de not, să inițiem copii, să luăm profesori, să toată deschiderea noastră să aduce copiii spre sporturi, să aibă o minte sănătoasă, pentru că dacă ai copii la ora actuală că se stea prin discoteci, prin baruri, mai bine să stea angrenați în activități sportive. Da, așa este. Ca și prețuri, ne puteți spune ceva despre prețurile din Rovinar, de la strand, comparativ cu alte stranduri? Nu, avem prețuri modice. Noi, dacă al Consiliul Local, a primăriei, avem prețuri modice să le scoatem curentul și utilizările. Nu facem profit la primărie. Nu știu exact cum să vă spun, dar sunt prețuri modice, nu știu, 2 lei sau 3 lei intrare. Deci față de alte stranduri, unde se dă cu bani mulți. Da, mulțumim mult de tot! Vă pup, sănătate! O seară bună vă la Rovinari în această seară vine Marina! Vă mulțumesc foarte mult, dragii mei, Alina Ermia!